statul român la această parte a Europei este un stat cu trecut istoric glorios. Șept! Sunt un popor vechi, așezat. Confratele ucrainean, pe care a fost tras direct de Mihai Eminescu, a exprimat tendința obraznică a unor oameni care au venit pe pământurile românești ca musafiri, primiți din milă, și în Maramureș și în nordul României, Bucovina, cum au zis Perfida și Târfa de Austria, cum au venit, și încet cu încet au ridicat glas și la 1917-1918 voiau să ocupe doamna Ucraina galițiană, că întâi s-a creat un proiect de stat ucrainean din teritoriile sub Austria, toată Bucovina. Spunând că noi suntem majoritari, noi suntem cei mai vechi. Ca să vedeți dumneavoastră cât de fățarnică și cât de periculoasă este prostia și ineștiința de carte istorică.